Cu democrația stăm cam prost, cel puțin așa spun britanicii. Zău că ne-ar plăcea să fie altfel, dar nu suntem nici mai răi, nici mai buni decât suntem. Și cum anume suntem? Primii la declarații, însă ultimii la realizări. Suntem pentru democrație, dar numai în limitele stabilite de noi înșine. Ne place libertatea noastră, în schimb a altora adeseori ne deranjează. Ne complacem în felul nostru de a gândi, însă cei care gândesc altfel ne sunt dușmani. Cât de aproape de realitate sunt britanicii care spun că democrația noastră este una defectuoasă? Cine este în măsură și în drept să ne arate și să ne înlăture defectele? Și principalul, dorim noi oare cu adevărat acest lucru? Despre democrație cu defectele made in Moldova vorbim în această seară. Sunt Natalia Morari, bine v-am găsit la Fabrica. Invitații mei din această seară de marți sunt directorul Teatrului Satiricus Sandu Grecu, directorul Comitetului Helsinki pentru drepturile omului din Republica Moldova Teo Cârnați, jurnalistul Sergiu Praporșcic, politicianul Victor Stepaniuc și analistul politic Igor Boțan. Bună seara, domnilor, bine ați venit la Fabrica. Bună seara, bine v-am găsit. Stăm prost la capitolul democrație. Cel puțin asta reiese din clasamentul realizat de revista britanică The Economist, în care experții au evaluat indicele de democrație în 167 de state ale lumii. Republica Moldova este pe locul 64 sau cu două poziții mai sus față de clasamentul de anul trecut, rămânând însă cu același scor de 6,33. Ne aflăm pe aceeași poziție cu Serbia, având în față state ca Mali, Paraguay sau El Salvador. Imediat după țara noastră în top intră Papua Noua Guinee. Totodată ocupăm cel mai bun loc în clasament dintre țările din spațiul CSI. La rândul ei, România ocupă locul 59 în top, în timp ce Ucraina este pe 79. Statele Unite și Rusia sunt la diferite extreme. Dacă SUA se plasează pe locul 19, atunci Rusia este abia pe 117. Nu putem spune că Moldova este un stat nedemocratic și totuși la capitolul democrației mai avem de lucrat. Domnule Boțan, dumneavoastră chiar aveți o definiție pentru democrația made in Moldova. Imitativă. Ce anume imităm? Păi nu este invenția mea. Există o noțiune care a fost vehiculată de un cercetător român, Vladimir Pasti. El a scris o carte despre democrația din România și a numit-o democrație de vitrină. Câțiva ani mai târziu, un savant rus, Dmitri Furman, care din păcate a decedat anul curent, un profesor de istorie la Institutul de Istorie al Academiei de Științe, a scris un șir de articole despre democrația imitativă din întreg spațiu postcomunist. Deci, atunci noi când operăm cu noțiuni de democrație de vitrină sau democrație imitativă, noi înțelegem ceea ce înțelege și Vladimir Pastei în România și Dmitri Furman în Rusia. Adică asta înseamnă că după sucombarea comunismului, noi am împrumutat forme frumoase, democratice, care și-au arătat viabilitatea în Europa, și le-am umplut cu esența noastră, ucrainenii cu ucrainească, noi cu moldovenească și tot așa, și tot așa. Eu cred că e un proces absolut normal. Bine, dar forma aceasta pe care am încercat să o umplem cu conținutul nostru, ni s-a potrivit? Eu cred că ni se potrivește și eu cred că nu există o altă cale. Noi nu avem timp să inventăm ceva pur moldovenesc sau pur ucrainesc și așa mai departe. Deci formele care au fost elaborate și care sunt rezultatul unui parcurs istoric din Europa, cred că ni se potrivesc și nouă, ele trebuie adaptate, iar experiența pe care o acumulează Republica Moldova, noi avem doar 20 de ani de statalitate, hai să zicem așa, eu cred că noi facem pași buni, sigur că suntem nerăbdători. Mai e nevoie de câteva sute ca da. Să nu avem probleme la capitolul alegerii președintelui. Eu cred că încă vreo câteva cicluri electorale și Republica Moldova va progresa. Iar scorul pe care îl are Moldova nu este atât de rău, pentru că democrații defectuoase se întâlnesc și printre jumătate din țările Uniunii Europene, sau o treime, mai bine zis, din țările Uniunii Europene, sunt democrații defectuoase, așa că noi cred că avem un scor destul de bunicel și vreau să menționez, acest scor bun, relativ bun, pe care îl are Republica Moldova, se datorează
Constituției Republicii Moldova, care a fost adoptată în 1994. Eu cred că datorită acestei Constituții, Republica Moldova este în topul democrațiilor din spațiul CSI. Spun acest lucru pentru că, așa zis, și liberal-democrați care se află la guvernare de 2 ani și ceva, în mare măsură comit atentate, pot spune așa, la ordinea constituțională de Republica Moldova. Modul în care fac ei acest lucru este unul care merită să fie deplâns. Scorul nostru, într-adevăr, nu este atât de rău, dar totuși anul acesta cam ne-am oprit. După 2000... Stați să vă mai spun ceva. Noi am avut în 2008, când erau... Stați așa, când era, în 2008, când la guvernare era Partidul Comuniștilor, scorul era mai bun, cu 3 puncte mai bun. Eram pe locul 62, iar în prezent suntem pe locul 64. Așa că aici sunt lucruri care merită discutat foarte, foarte atent atunci când... Și ați menționat că acest index sau acest top este alcătuit de către revista The Economist și este foarte important. Este o revistă foarte, foarte respectată și citită de cine? De cei care iau decizii. Asta trebuie să fie... Și de cei care investesc bani. Și care, exact. În astfel de și cei care investesc bani. Deci acest... Scor, acest index este foarte, foarte important și din experiența mea de comunicare, iar eu comunic cu The Economist din 2002, avem o cooperare permanentă, vreau să vă spun că abordările lor și modul lor de a activa, de a lucra, este unul care pot să avea doar respect pentru profesionalismul cu care își fac acești oameni meseria. Domnul Crânaț, ce defecte are democrația moldovenească? Eu aș porni de la ideea care este destinația democrației, deoarece la prima vedere s-ar putea, să spunem, constată este democratic, în schimb mecanismele și mijloacele prin care se exercită puterea sunt total nedemocratice, sunt autoritare, sunt dictatoriale. Însă, dacă facem referință la legea fundamentală cum este Constituția, scriem că statul, Republica Moldova, este un stat democratic. Din punct de vedere a regimului de guvernare, noi avem state democratice și avem state nedemocratice. Republica Moldova face parte din categoria statelor democratice, însă sunt de acord cu mulți analiști că avem anumite democrații defectuoase, deoarece, ca să spunem că avem defecte în procesul de exercitare a democrației, trebuie să facem la referință la principiile și acele caracteristici care stau la baza democrației. Unul din principiile de bază este nu altceva decât posibilitatea tuturor cetățenilor de a participa la rezolvarea treburilor publice sau politice. În așa situație, noi vedem, parcă avem anumite defecte la acest capitol. Deoarece mulți cetățeni din Republica Moldova își aduc aminte că lor le aparține această suveranitate, această putere, odată la 4 ani de zile. Și după ce au aruncat buletinul de vot, acum așteaptă de la politicieni care i-au delegat cu anumite atribuții de reprezentare să facă minuni. Chiar, nu chiar este așa. Deoarece odată ce tu ești cetățean al Republicii Moldova, democrația îți permite să te implici. Adică defectul este în felul următor, că cetățenii parcă sunt distanțați de putere prin această indiferență pe care o tratează în raport cu cei ce ne guvernează. Deoarece după ce am votat, noi de ei am uitat. A doilea aspect... Să se implice prin ce? Să stea lângă ușa deputatului pe care l-au ales? Nu. Noi avem anumite mijloace democratice prin care dă posibilitatea cetățeanului să se implice. Mai precis, poate participa prin inițiative populare în promovarea unor idei. Cetățenii scriu scrisori, foarte multe scrisori, și la guvern, și la parlament, și primesc niște răspunsuri foarte sterile. În așa situație nu duc lucrul până la capăt, deoarece dacă ar primi răspunsuri sterile, s-ar putea ulterior să cheme instanța de judecată acea după autoritate. După aceasta merg în judecată, da, care este coruptă. S-ar putea așa anume și aici este defectul democrației în care s-a pomenit Republica Moldova. Poate acea democrație prin care noi investim în funcție judecătorii nu este cea mai viabilă și cea mai atrăgătoare pentru Republica Moldova. Multe state știu că aleg judecătorii care trebuie să ne judece. În schimb, Republica Moldova, noi numim judecători prin Consiliul Superior al Magistraturii. Poate acele instituții create în baza principiilor democratice, cum ar fi Consiliul Superior al Magistraturii, nu este atât de democratic, care
ulterior trebuie să investească în funcție judecătore. La fel m-a întrebat ce defecte ar avea democrația în Republica Moldova. E legat nu altceva decât principiul pluralismului, pluralismului de idei. În alt defect, eu îl văd nu altceva decât o atitudine așa formală față de respectarea drepturilor și libertăților atât publice cât și private. Adică aspectul pluralismului de idei este binevenit numai atunci când ești în opoziție. Adică ești în opoziție, ai posibilitatea să-ți exprimi ideile. Atunci când o parte din partid a ajuns la guvernare, uită că cândva au fost și în opoziție, s-ar putea să iei în considerație și acele idei, nu atât de rele, din partea opoziției. Alt defect care nu are democrația noastră este o tratare, știți așa, a batjocură a opoziției din cadrul Parlamentului, cât și din cadrul partidelor extraparlamentare. Adică noi avem anumite probleme la acest capitol. Dacă s-ar fi promovat în Parlament legea cu privire la opoziție, atunci s-ar putea unele defecte ale democrației să fie rezolvate. Și ultimul este principiul majorității, care îl văd unul din principii de bază care stă la fundamentul unor acțiuni care fac parlamentari în prezent. Odată ce avem majoritatea, înseamnă este bine, bine, mersi. 50% de acum este majoritatea. Și uităm majoritatea. De minoritate. Însă, uităm de minoritate. Și aici, la fel, este un defect a democrației din Republica Moldova. Bun, văd că vreți să spuneți ceva. Da, eu îl ascult pe Teo, care este o persoană foarte bine instruită, este doctor în drept, îl ascult și îmi dau seama că domnia sa înțelege profund lucrurile legate de sistemul democratic. Dar când vorbim de democrație defectuoasă, domnule Cârnaț, eu știu că dumneavoastră sunteți consilier liberal. Vreți să vă dau un exemplu care este uluitor pentru mine. Ieri, un primar care este liberal s-a exprimat vis-a-vis de inițiativa de întreprinzător a cetățenilor. Și s-a exprimat despre această inițiativă de întreprinzător, de mic întreprinzător, de o manieră foarte, foarte stranie. Adică să-i alunge de la locul unde aceștia vor să-și câștige un ban, deși un liberal ar trebui să aplaudeze că oamenii au spiritul de liberă întreprindere. Domnul Bolțan, ca telespectatorii noștri să înțeleagă, vă referiți la cazul cu cai, da, și Balegă de Centru Orașului. Soluția putea fi alta. Deci bravo vouă că vi se trezește acest spirit de întreprinzător, dar trebuie să aveți grijă și de interesul public, de curățenie, dar nu să zicem plecați de aici. Înțelegeți despre ce vă spun? Domnul Bolțan, asta e un indicator că liberalii în Republica Moldova nu sunt liberali, precum comuniștii nu sunt comuniști. Și de aici vin defectele, și de aici vin defectele democrației noastre. Domnul Boțan, dacă permiteți încă un exemplu în acest context. Domnul Cârnaț are dreptul la replică și imediat. Eu sunt aici invitat în calitate de director al Comitetului Helsinki. Întotdeauna am pledat pentru... Eu v-am adus un exemplu. Dar nu sunteți de acord cu mine? Un moment, domnul Boțan, permiteți să termin gândul pe la urmă. Adică am pledat pentru respectarea dreptului, indiferent de faptul ce se află la guvernare. La fel sunt liberal în suflet de când m-am născut. Deoarece ideile liberale este motorul de dezvoltare a unei societăți. Sunt de acord cu dumneavoastră că s-ar putea unele idei de antreprenzător să nu fie în conformitate cu regulile antisanitariale din Republica Moldova. Toată Europa, problema se rezolvă. Un moment. Al doilea moment. Nu corespunde acelor cerințe morale. Cât de bine... Cât de bine justificați dumneavoastră un liberal Buțan, care interzice libera inițiativă? Nu, în așa situație, pentru a promova anumite idei de antreprinzător, trebuie să avem acest cadru de permisiv pentru a activa în cadrul acestei pieți la municipiul Chișinău. Eu nu condamn, nici nu accept, deoarece aceasta a fost acțiunea unui primar general. Însă, e atenționat și următoarele lucruri. S-ar fi putut și alți întreprinzători cu alte idei mult mai atractive pentru cetățeni să investească în aceste sărbători în care noi în prezent ne-am pomenit. De aceea... Eu cred că domnul Boțan mai așteaptă o inițiativă legislativă din partea dumneavoastră. Nu, domnul Boțan, are posibilitatea să mă atași pe mine ca liberal, deja dar ridic în domnul sper de fiecare dată pe comuniști. Săptămâna trecută, domnul primar general Dorin Chertoacă a mers într-o vizită în Piața Centrală. Nu știu dacă ați văzut filmele video care au fost puse în cantitate mare pe internet.
Domnul primar le-a făcut reproș oamenilor care vindeau în afara pieței că de ce vând pe caldarâng, de ce vând în stradă, de ce nu vând în piață. Și toți oamenii au răspuns într-un glas că nu au acces în piață. Chiar dacă acolo sunt locuri libere, locurile sunt împărțite, există anumiți stăpâni care își vând marfa și ei, pur și simplu, nu sunt admiși în piață. Alături era și șeful pieții centrale, domnul Stratulat, care în batjocură mai îmbrâncea un om, domnul, nu e adevărat că nu vor să intre în piață. Iată democrația de aici începe. Defectuos. Democrația începe despre defectele, despre democrația nevoile defectuos. Și chestiunile mărunte ale oamenilor. Nu există democrație. Este corupție, este scheme prin care se împarte piața. Oamenii care vindeau în stradă sunt oameni care făceau lucrul acesta nu pentru că simțeau foarte bine sau aveau plăcerea ca să-i facă în ciudă primarului general. Ei își câștigă în felul acesta o bucată de pâine. Eu cred că cei care ne privesc pe noi astăzi și dacă noi riscăm să spunem că avem o democrație, nu vă plângeți oameni buni, pur și simplu o simt ridicol, pentru că poate noi o ducem mai bine, dar sunt oameni în orașul ăsta și în țara asta care sunt la limită, care nu au, unii n-au ce mânca. Și este adevărat lucrul ăsta. Și când aud ei despre ne aud pe noi spunând că există democrație, dar ei merg în justiție și nu au acces la justiție. Nu pot să plătească un avocat. Sunt puși în situația să dea mită, de altfel nu li se face dreptate, de altfel li se ia și bunul pe care îl au. Eu mă judec cu mai mulți în virtutea profesiei pe care o am, că sunt jurnalist. Și trebuie să vă spun că rămân în multe procese, deși am avocați destul de buni pe care îi plătesc scump, rămân, cum să spun, mască, cum se spune la Chișinău, pentru că poți să câștigi un proces în două, trei instanțe, fără ca cel care te dă în judecată să aducă măcar probele în proces. Sunt cazuri de acestea. Și eu am să mă descurc cumva, dar mă gândesc cum se descurcă oamenii simpli care au o pensie sau un salariu de 600, 700, 800 de lei. Iată, să ne gândim și din perspectiva lor la ceea ce înseamnă democrație și atunci când stabilim că există sau nu există democrație. Cu tot respectul meu astră, dar există legea, mai presus de toate. Și în municipiul Chișinău avem 45 de piețe, dacă îmi permiteți, unii cetățeni au posibilitatea să-și realizeze marfa unde? Trebuie să comercializeze. Să comercializeze marfa unul și același lucru. Însă, în piață trebuie nu să se realizează marfa, se comercializează. Unde trebuie să fie respectate anumite cerințe față de calitatea mărfii, referitor ca aceste marfă să nu afecteze sănătatea consumatorului și atunci când în piața centrală se asigură cât de cât aceste lucruri, este bine mersi. Însă și este altă parte a populației care vine la primărie și spune nu pot să trec pe șoseaua armenească din cauza că în stânga și dreapta, în centrul municipiului Chișinău, n-am transformat de acum în piață. Este o problemă. Bine, domnule Creanț, noi totuși nu discutăm astăzi cazul primăriei. Da. Există probleme și plus și minus. Dar dacă noi vrem să fie regulă, trebuie să punem în capul mese legea. Este una din condițiile democrației și a statului de drept. Ar trebui să existe reguli pentru toți. Domnule Stepaniuc. Parcarea pe străzi. Eu în fiecare zi vă spun de câte ori ne întâlnim. Eu de nu mai spun. Nu discutăm cazul primăriei și a primarului general. Acolo, eu vă rog foarte mult. Bine, toate condolențele după emisiune. Domnule Stepaniuc, haideți să revenim la subiectul nostru. Democrația în Republica Moldova, cât de imitativă este aceasta și cât de defectuoasă. Mie mi-a plăcut foarte mult ideea domnului Crănaț despre majoritate și minoritate. Recent am discutat chiar la o altă emisiune, Vox Publica, legea antidiscriminare. S-a văzut anul acesta cât de liber la gândire sunt deputații noștri, mulți dintre care, după ce ies din ședință de parlament, în afara camerelor, spun că, ei, ce să ne animăm noi de, să ne apucăm noi de legea aceasta de pederaști? Pentru că de cine trebuie nouă? Domnule Stepaniuc, trăim într-o țară pe care vrem să o numim democratică. În schimb, vrem să obținem tot, în schimb să nu dăm nimic, absolut. Noi vrem să trăim într-o țară democratică, dar nu vrem să dăm drepturile homosexualilor, oamenilor care provin din altă religie și la mai mulți alții. Ce se întâmplă cu noi? Vrem să luăm și nu vrem să dăm? Eu vreau să spun de la faptul că în platou sunt oameni pregătiți și oamenii aceștia cunosc că modele de democrație sunt foarte multe.
chiar cele 49 de state europene au modele diferite. Modelul cel mai important care este copiat în ultimii 30-40 de ani, modelul american, și aici sunt nuanțe. Nuanțele legate cu cultura poporului respectiv, cu istoria poporului respectiv, cu mentalitatea și așa mai departe. Cred că modelul care există astăzi în Republica Moldova, deși sunt de acord cu colegii mei că el este unul imitativ sau defectuos, foarte defectuos, dar multe lucruri sunt legate, de fapt, și cu istoria noastră din trecut și noi trebuie să ne avem capacitatea să ne autocizilăm, să ne autoinstruim, să ne culturalizăm, să ne civilizăm. Pe calea asta o pășesc și alte popoare. Dar dacă să ne referim la discuția chiar care a fost la începutul emisiunii, vreau să vă spun că colegii noștri au legat democrația noastră, în ce măsură această democrație îi hrănește acasă. Și vreau să spun că e un lucru interesant, fiindcă politicienii de stânga europeni, unul din marii socialiști anilor 70, Olof Palme, suedez de naționalitate, el a spus, acea democrație care nu hrănește, ea trebuie să moară. Și sărăcia, de fapt, este cea mai mare discreditare a unei democrații. Hai să recunoaștem că atâta timp cât în Republica Moldova mai bine de jumătate de populație trăiește în sărăcie și avem 1 milion de oameni plecați peste hotare din cauza acestui lucru, înseamnă că această democrație este în mare parte imitativă. Dar avem dreptul să spunem că această sărăcie este rezultatul democrației, pentru că vorbim că nu avem democrație cu totul de adevărată. Dumneavoastră înțelegeți cum, doar comuniștii nu o să spună niciodată că acesta este un regim comunist și chiar nici dumneavoastră nu o să spuneți. Este un regim democratic, defectuos, unde noi toți, pluralism este chiar și la dumneavoastră în platou, pluralism este prin faptul că există partide politice, există dreptul la asociere. Sunt 7-8 caracteristici a unei democrații contemporane care în orice manual de politologie ele există. Și toate aceste caracteristici noi le avem în Republica Moldova. Este altceva că mecanismele legislației nu se îndeplinesc. Dumneavoastră v-ați pornit discuția asta despre primar, dar eu vreau să spun că, de fapt, în mare parte, primarul respectiv, chiar dacă el este liberal, el a pornit din punct de vedere a statului de drept. Stați voi acolo, dar au putut ei să facă căsuța și acolo, să dai drumul cailor, să facă baligă chiar în piața mare a adunării naționale, adică cine le-a dat voie? Eu așa am înțeles mesajul lui și probabil că este unul corect, fiindcă primarul trebuie să aibă grijă de curățenie, de ordine. Dar că nu este în Republica Moldova dreptul la antreprenoriat, există acest drept, este altceva. Că economia în mare parte este monopolizată și, de fapt, businessul mic și mijlociu nu se poate dezvolta. Că întreprinderile de stat nu pot crea și nu pot crea economii și nu pot crea locuri de muncă și la chestiunile astea trebuie de gândit zi și noapte. Liderii partidelor politici, inclusiv cei care stau în Parlament și aleg 2 ani și jumătate președintele. Ei doar cu aceste probleme trebuie să ocupe, nu cu împărțirea fotolilor 2 ani și jumătate. Uitați-vă la mesajul primilor persoane în stat. Despre ce ei vorbesc? Ei vorbesc despre drumurile noastre distruse, despre deci investiții, despre exporturi, despre politica socială. Nu? Ei... Și apropo, în partidele lor nu prea sunt democrați. Domnul sunt de Grecu, acord. Domnul Grecu, dumneavoastră cum vedeți democrația din Republica Moldova? În primul rând, eu sunt de acord că, într-adevăr, trebuie să recunoaștem că avem o democrație foarte tânără. Sigur că în acești 20 de ani avem realizări și mai bune au fost și mai rele, dar oricum această libertate de exprimare, acest drept de a participa liber la vot, s-a dat și s-a câștigat cu ani. Nu putem da vina pe 2 ani de zile a E1, a E2. Ce s-a întâmplat în anii 90, acea economie sălbatică și acea democrație sălbatică, în primii ani de renaștere națională, s-au făcut foarte multe gaze. Toate acestea, sigur că și-au lăsat amprenta și avem rezultatele astăzi. Ceea ce eu aș atrage atenția și ceea ce mă deranjează totalmente în această democrație, este irresponsabilitatea, în primul rând, a celor care au fost aleși. Analfabetismul, cu părere de rău, a electoratului nostru lasă mult de dorit. Ceea ce cred că va fi în Republica Moldova nu se va schimba nimic nici în viitorii 5 ani și nici 10. Și am să explic de ce.
Avem cel mai mare defect și cred că ocupăm locul întâi în lume. La o problemă, la o boală, la o gangrenă a noastră. Cumătrismul ne omoară. Nu poți face nimic în Republica Moldova, nici o lege. Nu poți să o implementezi, fiindcă îl deranjezi ori pe finul, ori pe cumătru, ori pe neam, verișor. Aceste relații, care, corect a spus la începutul emisiunii, vin din tradițiile noastre pur moldovenește, mă deranjează enorm și noi niciodată, cred că nu vom izbuti să avem o democrație sănătoasă până nu rezolvăm problema cumătrismului. Cu vreo 10, prin 94, 9, nu știu când era Andronic viceprim ministru. Dimineața, mi-aduc aminte... Domnule Grecu, v-aș ruga să ne povestiți această istorie, frumoasă istorie, o cunosc, după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi! Am revenit la fabrică. Domnule Grecu, vă rog să ne povestiți istoria. În 98 era atunci, domnul Andronic, am înțeles, prim-viceprim-ministru, funcția care avea. Dimineața, așa cum țin minte, mergeam în mașină, duceam copilul la grădiniță și la postul de radio, mulți radioascultători îi dădeau întrebări, el în direct. Domnule Andronic, dar el vorbea cu generalul Alexei, pe câți i-au arestat, cum o să schimbe, cum o să îi pună pe toți la punct. S-a început marea revoluție în Republica Moldova. Toți hoții vor fi prinși, puși la dubă. La care o doamnă spune, alo, da, domnule Andronic, eu ia că vă ascult pe dumneavoastră dimineață și nu înțeleg. Noastră vorbiți așa de mult, de la un moment dat, iată, l-au prins ieri pe hoț, dă un exemplu acolo, care au furat milioane și l-au ținut ieri, au venit acasă și l-au mărit de cotră, un post și mai mare. Păi ce facem, domnul Andronic? La care un moment stă el și zice, dar cine, de unde? Păi numește satul, numește raionul în care a fost acest domn și unde se întâmplă, la care zice, păi oameni buni, păi ce vreți de la mine, băi, dacă fiecare a doua lei cumătru, numai l-am prins pe unul și un telefon, băi, dai drumul, ori pe altul prind, băi, dai drumul, păi eu nu pot, băi, oameni, vă clarificați, ori îi prindem, ori nu îi prindem. Băi, clarificați, ori nu. Parcă noi trebuia să îi prindem. Domnul Bățan. Da, noi vorbim despre indexul democrației care a fost calculat de către revista The Economist și acolo există 5 itemuri, dacă le pot spune așa, la care se dă punctaj. Da? Și indicator. Eu cred, indicator, da? Primul este procesul electoral pluralist. Al doilea este o guvernare funcțională. Al treilea este participarea politică. Al patrulea este cultura politică. Și al cincilea indicator este ține de libertățile civice. Iată, domnul Teo Cârnaț, noastră sunteți profesor de drept, spuneați că aseară aș fi ridicat în slăvi comuniștii. Deci această revistă britanică nu are nimic, niciun interes în Republica Moldova. Eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră, știți dumneavoastră cumva de ce indicatorul legat de procesul electoral, în 2008 când la guvernare erau comuniștii, era de 9,17, iar în 2010, când era alianța, a fost de doar 8,75. Dumneavoastră, aveți o explicație pentru asta? Cred că da. Puteți să ne spuneți. Din cauza că în procesele organizate de către Partidul Comuniștilor, atât în 2005, ulterior în 2007 la alegeri locale, s-au depistat mult mai puține fraude electorale, după ce în 2009 au venit la putere Alianța pentru Egalitatea Europeană. Din aceste fraude duc să lovească în acești indicatori, deoarece procesul electoral stă la baza, în orice caz, de bază, sau stă la bază sau la fundamentul democrației, deoarece prin alegeri noi investim în funcție de acum reprezentanții noștri. Cred că numai și numai legat de fraudele foarte electorale. Frumos. Dar dumneavoastră ați omis schimbarea regulilor de jos, de au joc, în timp ce prea mult. Nu, stați așa. Deci, așa. Schimbarea regulilor de joc în timpul jocului este un indicator care spune că democrația electorală în Republica Moldova degradează. Ați auzit de formula Robin Hood, despre care s-a vorbit la adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Uh-huh. Ați auzit de chestiile astea, da? Dumneavoastră ați văzut cum pe tribuna Parlamentului cadourile electorale ale
democraților, liberalilor, liberal-democraților erau arătate în văzul oamenilor. Sunt fraude. Da, astea sunt fraude, da? Deci, cum credeți? Aceste lucruri sunt inventate de către experții din Britania, care au micșorat indicatorul... Nu, eu accept. Din cauza aceasta v-am spus că... Acum vreau să mă întreb încă un lucru foarte important. Noastră știți că, că indicatorul legat de cultura politică era mai înalt cu 2 puncte atunci când erau la guvernare comuniștii, decât în prezent când la guvernare sunt democrații. Cu 2 puncte. Dumneavoastră cum credeți? De ce? Iarăși au demonstrat experții britanici un fel de atitudine preconcepută? Nu, și acum vă dau explicați din ce cauză. S-au demonstrat în cadrul campaniei electorale că mai mulți concurenți electorali au corupt electoratul. Corupția electoratului, aceasta ne explică faptul că cultura juridică, cultura politică a multor cetățeni lasă de dorit. Deoarece dacă electoratul nu s-a lăsat corupt prin orez, pătrunjel, bani în plic, atunci noi putem să apreciem că cultura cetățeanului este, săraci. Un moment, este mai înaltă în comparație. Spuneți-mi, vă rog, încă un lucru. Eu am avut întotdeauna atitudini și așteptări pozitive de la liberali, de la democrați, și așteptări negative de la comuniști. Iată 2 ani de zile cât au fost la guvernare, da? Democrații, liberalii, liberal-democrații, s-au întâmplat lucrurile despre care spuneți dumneavoastră acum și care au fost sesizate de către experții britanici. Eu când recunosc, și aseară recunoșteam, că cei din Partidul Comuniștilor nu umblau cu ciubotele murdare în Constituție, da? Nu încălcau principiile constituționale precum secretul votului și așa mai departe. Eu când recunosc public acest lucru, eu ridic în slăvi comuniștii. Ori eu recunosc... Sunteți comparat de comuniști, domnule Boțan. Pentru că asta mi-ați reproșat. Corect. Și acum vă spun ce cauză. De obicei, orice analist trebuie să fie obiectiv și echidistant de orice formațiune politică. La multe emisiuni m-ați atacat prin faptul că reprezintă liberale și n-am făcut nimic pentru acest domeniu. Eu vă dau 3 exemple. Însă, ce se întâmplă în prezent Republica Moldova, pot da o explicație. Sunt acele reguli stabilite de către guvernarea comunistă în perioada de guvernare a 8 ani de zile sau 10 chiar. Și în perioada de 2 ani era în imposibilitate să modifici acele greșeli pe care le-a introdus special în codul electoral, în procesul de convingere a electoratului, era în imposibilitate. Și Alianța, pentru a rezolva aceste greșeli, a intervenit în timpul jocului la aceste reguli. Din punct de vedere democratic, aceasta este nepermisiv. Eu sunt de acord aici. Însă, dacă noi facem o comparație cum a fost în perioada comunistă, indicele respective și în perioada contemporană, ceea ce în prezent este real, obiectiv, ceea ce a fost acolo era numai smântâna prezentată de către guvernanții care au fost atunci. Bine, domnule Crănaț, dar din punctul de vedere al bunului simț, lichidarea funcției de președinte al CMC atunci când această funcție a venit comuniștilor, Natalia, eu sunt de acord aici, însă, referitor la statutul Consiliului Municipal, trebuie să fie ridicat la rang cel puțin a Parlamentului Republicii Moldova, numai la nivel local. De ce această întrebare n-a fost ridicată cu 2 săptămâni înainte de alegeri locale? Și abia după ce comuniștii au câștigat alegerile, au primit majoritate în Consiliul Municipal, această întrebare pentru a fost ridicată. Pentru că se bat cap în cap două legi. Legea cu privire la statutul municipiului Chișinău și legea cu privire la administrația publică locală. Și în felul acesta predomine legea cu privire la administrația publică locală care a fost adoptată ultima lege. Domn Cârnaț, dacă 2 ani și jumătate, Parlamentul este nou și obtut legea să se modifice de 100 de ori. Nu, Parlamentul trebuie să fie adopte legea nouă cu privire la statutul municipiului Experții britanici, cum ar trebui să reacționeze atunci când citesc că cei care au pus bazele Alianței pentru Integrare Europeană au semnat un addendum, o anexă secretă în care funcțiile care trebuie să fie depolitizate au fost împărțite în modul cel mai... Nici nu-mi găsesc cuvântul potrivit. Cine judecătorești. Da? Și încă timp de un an cum ar trebui? Că acest lucru n-a existat. Indicatorul de democrație în Republica Moldova trebuie să crească sau să scadă? Obiectiv vorbind. Obiectiv vorbind, ceea ce se prezintă în această revistă sunt date reale.
Dacă facem o comparație cum a fost anterior, au fost date imitative. Însă, vreau să termin ideea până la urmă. Pluralismul de idei, acest acces la informații, diversitatea de informații aduce la suprafață obiectivitatea. Ceea ce a fost până în 2009 nu a fost altceva decât o sursă sigură de informații, adică sursa care era cât de cât cenzurată. Și informația respectivă era prezentată acestui expert internațional. Mie îmi pare că asta este o scuză foarte bună că au apărut mai multe televiziuni și mai multe surse media și de ce lumea află mult mai ușor despre toate neregulile care iau loc. Acest e avantajul foarte mare. Dacă pe timpul comuniștilor s-ar fi băgat în legea, în codul electoral și ar fi fost lichidată funcția președintelui CMC, despre acest lucru, cel puțin ProTV-ul sau alte televiziuni, ar fi spus. Eu sunt absolut convinsă. Dar haideți să terminăm această bătălie. Vreau să vă explic de ce toate întrebările sunt adresate dumneavoastră. Pentru că în afară de dumneavoastră, alți membri Partidului Liberal nu sunt asemenea. Nu vin în această idee. Poate că sunt liberal, ne boicotează. Nu știu ce... cum stau este cel mai democratic la capitolul liberalismului. Eu respect aici ca director al Comitetului Fiasc. Exact. Exact. Mai vorbesc numai despre liberali. Și totuși aș vrea să revenim. Nu, dar politici doar îmi pun întrebarea. Pentru că am început să vorbim despre această schimbare, domnule Ștepaniuc, pentru că am început să vorbim despre această schimbare care a avut loc în ultimii 2 ani. Cum stăm la capitolul democrației după ce a venit așa numită Alianță pentru Integrare Europeană la putere? Eu aș spune că nu stăm nici mult mai bine, nici mult mai prost. În mare, situația a fost proastă și pe timpul comuniștilor și e proastă și acum. Este adevărat, anumite segmente s-au înrăutățit. Ceea ce spune domnul Boțan are perfect dreptate. Și domnul Cârnaț, dacă ar căuta bine, ar găsi și el anumite segmente unde ar putea să constate că situația este mult mai bună, nu este mai proastă. A apărut public, au apărut mai multe televiziuni. Deși este discutabil dacă e meritul actualilor guvernați lucrul ăsta. Pentru că, exact. Da, e discutabil. Deși poate este într-o anumită măsură și meritul lor, să admitem. Eu cred că noi, dacă o să împărțim păcatele, cine sunt mai vinovați, comuniștii sau cei care guvernează astăzi sau cei care au guvernat ieri, da, exercițiul ăsta este bun, este util. Eu cred că noi, problema noastră este mentalitățile pe care le avem, pentru că situația nu s-a schimbat dramatic de mult că au guvernat unii sau alții și pe timpul comuniștilor s-a dat și s-a luat mită și astăzi să ia mită. Și pe timpul comuniștilor oamenii plăteau polița de asigurare, acum a ajuns la vreo 4, polița de asigurare medicală la vreo 4.000 de lei și oricum când merg la medic trebuie să plătească, să dea mită. Făceți un sondaj simplu, vorbiți cu oamenii. Cred că 2 din 10, dacă o să spună că au mers la medic și n-au dat mită. Aproape toți dau mită. Lucrul ăsta se întâmplă. Sunt obligați, sunt nevoiți să dea mită. Noi trebuie să vedem care sunt problemele noastre, indiferent de cei care ne conduc. Bine, care dar atunci când vorbiți despre faptul că se dă mită, este aceasta oare rezultatul democrației? Pentru că mită se dă și în state autoritare. Bine, nu se dă la nivelul nostru. Este rezultatul mentalității noastre pe care o avem toți și cei care guvernează și în special acelor care sunt guvernanți, cei care merg la procesul de vot. Dar este regretabil un lucru și trebuie menționat că de multe ori prin comportamentul lor, cei care guvernează clasa politică, dau un exemplu prost pentru cetățeanul de rând. Din păcate se întâmplă lucrul ăsta. Dar sunt că sunt foarte multe exemple în acest sens. Ceea ce a menționat domnul Boțan că au fost partajate funcții publice care nu puteau să fie ocupați de oameni care reprezintă un partid politic este un exemplu prost. Dacă guvernanții dau mită și împart postul de procuror general, s-a vorbit de 2 milioane, că Urechean i-ar fi dat lui Prahotniuc i-ar fi dat lui Urechean 2 milioane. Noi operăm cu zvonuri și dacă omul de rând vede și simte că guvernanții își permit afaceri din ăsta, de ce să nu facă și el ce poate profita la nivelul lui? Uitați-vă, există definiția de democrație care mie îmi place cel mai mult. Democrația este libertate instituționalizată. Deci vorba este de instituții. Și ceea ce spuneți dumneavoastră cu această anexă secretă este despre instituții, exact, care trebuie să nu fie politizate. Adică ele trebuie să funcționeze în regim autonom,
fără implicarea politicului, politicul doar intervine atunci când au loc într-adevăr numirile, după reguli foarte, foarte și proceduri foarte, foarte clare. Lucru care nu a fost. Acum, dacă revenim la aceste instituții, uitați-vă, domnul Stepaniuc a menționat și a adus aminte de Olof Palme, care spunea despre democrație că democrația care nu hrănește ea nu e bună. Care e rolul democrației, de fapt? Este să permită scoaterea aborului din cazan, adică disiparea tensiunilor, astfel încât societatea să nu crape acolo unde apar tensiuni. Acum uitați-vă, când erau Partidul Comuniștilor la guvernare, noi aveam tensiuni foarte mari între putere și opoziție. Acum avem la guvernare această Alianță pentru Integrare Europeană și marea noastră mirare este că tensiunile sunt în interior. Din cauza acestor tensiuni, acești bravi, cum se numesc, bărbații ai neamului, nu pot timp de 2 ani de zile să aleagă șeful statului, să aducă Republica Moldova la normalitate, astfel încât indicatorul de democrație din Republica Moldova să fie un semnal pentru investitori că, uitați-vă, există o țară la hotarul Uniunii Europene care are un indicator de democrație relativ înalt. Asta înseamnă că au guvernare funcțională, asta înseamnă că au libertăți, asta înseamnă că au instituții de ocrotire a normelor de drept care, în caz de ceva, vor ocroti acest eventual businessman care vine să investească în Republica Moldova. Și noi constatăm că dacă în perioada în care Partidul Comuniștilor era la guvernare am avut o structură oligarhică, de fapt avem 3. Și aceste 3 structuri oligarhice luptă între ele fără un randament pozitiv sau un randament, bun, toate randamentele sunt pozitive, fără un randament ceva mai elevat, astfel încât societatea să se dezvolte normal. Și dacă ne uităm la acești indicatori, domnul Teo Cârnaț recunoaște că da, la capitolul alegeri, deși parcă legislația se îmbunătățește, parcă organele electorale lucrează normal, parcă avem pluralism, parcă avem și mass media liberă, în același timp apar lucruri despre care am vorbit. Schimbarea regulilor în timpul jocului, lucru care este strigător la cer. Ceea ce s-a întâmplat cu intervenția la legea privind procedura de alegere a șefului statului, mi se pare strigător la cer. Ceea ce ține de, am vorbit, de asigurarea secretului votului, iarăși. De acord. Sunt lucruri care pur și simplu sunt uluitoare. De ce, după ce au venit ai noștri, și eu îmi exprim acest de ce, pentru că așteptările au fost foarte mari față de democrație, au fost foarte mari. Și ei nu se realizează. De aici atitudinea critică față de ei. Vedeți, domnule Boțan, de fiecare dată, imediat, domnule Cârnaț, pentru că de mult n-am vorbit domnul Stepaniuc și domnul Grecu, de fiecare dată noi așteptăm ceva de la ei. Dar haideți să vorbim un pic despre mentalitatea noastră, domnule Stepaniuc. Așteptăm de la ei, dar noi cât de pregătiți suntem pentru a fi într-adevăr democratici? Haideți să ne uităm la toate sondajele care arată că majoritatea moldovenilor nu vor să aibă un evreu în familie, măcar printre rude. Majoritatea moldovenilor nu vor să bea dintr-un pahar, 90% dintr-un pahar din care a băut un homosexual. Majoritatea moldovenilor nu vor nici măcar să meargă pe stradă cu o astfel de persoană. Nouă nu ne place când altcineva vorbește o altă limbă, când este de o altă culoare, când gândește cumva diferit. Nouă nu ne plac astfel de lucruri. Noi suntem pregătiți pentru democrație, o democrație adevărată. Eu pare că cu asta așa am început, că desigur avem deficiențele noastre, dacă sunt deficiențele democrației, înseamnă că există de fapt deficiențele culturii la un popor. Dar sunt absolut de acord cu colegii noștri că bunele modele, bunele moravuri, de fapt trebuie să le prezint tot timpul clasa intelectuală și clasa politică. Adică dacă guvernanța arată exemple rele, aceștia nu sunt guvernanței noștri. Ei trebuie trimiși, trebuie alungați, ei înseamnă că lucrează de fapt pentru dânși. Eu vreau să vă aduc aminte unul din mari politicieni antichității, Pericl Grecu, care avea 3 principii. El spunea că guvernarea, democrația, de fapt înseamnă a sluji, deci, cetățenilor. Nu înseamnă a te monta la guvernare în baza votului poporului și a-ți rezolva problemele proprii sau grupărilor acolo care se află, dar a lucra în interesul general.
trei idei avea el, ideea deci, acestei majorități care trebuie să conducă, ideea egalității și ideea meritocrației. Adică ideea meritocrației nu e pornită acum, în secolul XIX. Uh-huh. Încă atunci, indiferent de ce clasă ai parvenit și ești, dacă ești om deci, puternic, competent, trebuie să fii promovat. Și democrația în evul mediu și în epoca secolului XIX capitalist, cum îi spunem noi, și acum în secolul 20-21, este construită anume pe principiile respective. Dar despre ce meritocrație putem vorbi în cazul Moldovei, când oamenii votează partidele, de fapt listele electorale, în care cunosc o singură persoană, dar celelalte persoane nu știm cum ajung în aceste liste. Aveți dreptate. Nu cred acum, că după merite, mai mult după banul pe care îl plătesc. Știți, vorbeam cu dumneavoastră chiar într-o emisiune și spuneam că probabil că sunteți unica televiziune care încercați, de fapt, a ridica cultura politică. Mie, ca un profesor de politologie, mie asta mi este clar. Că, de fapt, sunteți printre puținele televiziuni care faceți lucrurile acestea. Dar lor nu le plac aceste lucruri și de ce nu vin în acest studio și ne boicotează? Dar nu este vorba de că aduc eu laude ori nu aduc. În principiu, este sarcina clasei intelectuale, în primul rând. Dacă noi avem o spumă în societatea noastră, o spumă de intelectuali care spunem mai mare sau mai mică, ei trebuie să o facă la școli, la universități, în familie trebuie să o facă. Și vreau să vă spun că, de fapt, în fiecare familie moldovenească, noi avem tradițiile noastre vechi. Respectul față de vecini este, respectul față de un oaspite este, respectul față de cel în vârstă este. Dar respectul față de noi înșine nu prea există. Trebuie să-l educăm. Trebuie să-l educăm și asta. Și haideți să recunoaștem. Oamenii noștri, unii nu ar pleca. Că pleacă ei în Italia sau pleacă în Rusia, de fapt atitudinea față de dânși nu este negativă. Sunt criticate alte popoare, că sunt leneși, că sunt hoți, că nu știu cine. Moldovenii, de fapt, nu. Dar aceia trebuiește, probabil, cu mai mult respect față de dânși și mai mult deci, muncă asupra instruirii, autoinstruirii, asta este adevărat. Pornesc din familie, pornesc la școală și pornesc din societate. Familia nu o face din cauza că e plină de sărăcie și a plecat psihotare. Pedagogul astăzi nu o face că nu avem cadrele cele mai bune și nu avem salariile cele mai bune. Și cel mai dramatic este că nu o face societatea. Dar cine e societatea? Societatea civilă și societatea politică. Societatea politică asta sunt guvernanță, societatea civilă sunt organizațiile obștești. Ca Comitetul Helsinki, de exemplu, sau organizația domnului Boțan, sau în general noi toți. Și inclusiv și televiziunile. Și dacă o să o facem noi mai insistent, atunci numai decât am să avem un alt tip de democrație. Astăzi trebuie să ne uităm autocritic și sunt de acord cu dumneavoastră. La noi, la toți, în sens, ca cetățeni, ca societate civilă. Dar trebuie să ne uităm cu foarte multă critică și la guvernanții, care, eu repet, pentru mine personal ca cetățean, nealegerea președintelui 2 ani și jumătate este o dramă. Ca persoană care țin la acest stat și vreau ca el să se întărească. Și eu înțeleg că dacă nu sunt create instituțiile, nu numai că nu se face să promovează viața socială și economică, dar nu sunt create instituțiile, înseamnă că acești guvernanți, și eu o spun cu mare regret, pentru că pe mulți știu de oameni de treabă, acești guvernanți se ocupă numai cu interesul și cu ambiția îngustă. Și eu pornesc de la asta. S-a vorbit aici despre corupție. Manualele noastre de criminalistică, să spunem așa, de drept penal, au niște citate, domnul le știe foarte bine, că corupția există, de fapt, într-o societate în măsura în care o doresc guvernanții. Ce să vorbim noi de corupție care se întâmplă acolo la grădiniță sau la școală sau la medic, cum ați spus și dumneavoastră, dacă, de fapt, primele persoane în stat. Este exemplul Singapurului, când prim-ministru l-a vrut la pușcărie pe frații său pe 7 ani de zile. Numai din cauza că acela era un ministru oarecare, îmi pare, al transportului și a fost prins că niște investiții nu s-au dus acolo unde trebuie. Și el a spus, dacă este vorba că el a făcut această încălcare, pe mine nu mă interesează că el e fratele meu. Și vreau să spun că în familie el a avut probleme în sensul ăsta. Dar societatea aceasta a țării respective l-a ales pe acest prim-ministru 30 de ani. Și produsul intern brut în această țară a crescut de la 450 de dolari la 22.000 de dolari pe cap de locuitor în 30 de ani. Adică a fost un salt de circa 60 de ori. În societatea noastră, în 20 de ani, noi ne-am prăbușit nici așa ce am avut în perioada sovietică. Domnule, totuși au o problemă și la capitolul democrație, dar și în ziua de astăzi. Eu am fost personal în Singapore și pot să vă spun că pe transportul public poți vedea panouri unde este scris. Pentru o hârtie aruncată în stradă, riști să fii pedepsit cu 2-3 ani de privare de libertate. Pentru luare sau dare mitei, poți. Eu vreau să vă spun că, de fapt, poți ajunge acolo peste. Noi vorba de asta.
Dar există respectul față de reguli. Regulile sunt respectate. Numai 15 secunde. Societatea germană, care nouă ne place foarte mult, acum aș spunem că e țara deci cea mai puternică și cea mai interesantă în Europa, s-a construit, de fapt, prin elemente de acestea. S-a construit secolul 17, 18 și așa mai departe. Dar nu poți fără pedeapsă, de fapt, într-o societate care este dezorganizată și anarhizată. Eu nu neg acest lucru, domnule Grecu. Pentru că s-a vorbit despre cultura politică și cultura civică, vreau să vă întreb, cine ar trebui să ridice nivelul acestei culturi atunci când politicienii se ocupă de interesele lor, școala este săracă și nu prea avem cadrele didactice, familiile sunt sărace și sunt plecate în străinătate. Cine ar trebui să se ocupe de acest lucru? În primul rând, Natalia, eu cred că cineva m-a întrebat azi, nu mai țin minte, te vine anul dragonului. Și noastră, care cap al dragonului ați vrea să-l tăiați? Și eu le-am zis că dragonul din sine trebuie să-l tăiem. Noi, în fiecare de noi, avem câte un dragon și noi nu avem puterea, înțelepciunea să scăpăm de el. Și cred că până nu vom alunga sau nu vom omorâ dragonul din noi, noi nu vom crea o societate democratică. Deoarece astăzi sunt aceștia la guvernare, mâine vor vine alții și exact aceleași greșeli vor face. Aceleași ambiții, fiindcă cultura politică este la zero și trebuie să o recunoaștem. Mai presus sunt ambițiile politice, corect, mai presus de toate sunt interesele, ori noi cei care am așteptat foarte mult ceea ce trebuia să întâmple în Republica Moldova, am pus în fața politicienilor de astăzi bara foarte înaltă și ei nu pot să o sară. Și nu supărați, vă rog, noi cei de la Publică respectăm reguli și trebuie să luăm pauză de publicitate la timp. Revenim cu dumneavoastră și aflăm cum omorâm dragonul din sine. După o scurtă pauză, rămâneți cu noi. Am revenit la fabrică. Domnule Grecu, cum omorâm dragonul din noi? Îl putem omorâ prin cultura politică. Doi, prin faptul că noi, aflându-ne fiecare în postul său de cetățean al acestei țări, trebuie să înțeleagă că este responsabil nu numai politicianul, dar și tu atunci când te duci la urna de vot. Trei, la urna de vot, acolo ești singur, în fața lui Dumnezeu, dar și în fața dragonului. Îl poți arunca din tine, atunci eu cred că vom putea să avem o țară pe care ne dorim. Dar eu vreau să mă întorc la altă problemă. Problema democrației în Republica Moldova, cred eu că vine cu noua generație. Acea generație care, cred eu, nu va merge pe varianta cumătrismului. Acea generație care o așteptă școlită nu aici în Republica Moldova, cu părere de rău. Avem instituții foarte bune, dar tradițiile noastre pur moldovenește îi voi influența pe acești policieni și ei vor deveni provinciali din start și îmbătrânind înainte de a se maturiza. De aceea cred eu că investițiile noastre acum sunt anume politicienii viitori care fac școală în Europa. Domnule Grecoici, din păcate, trebuie să vă contrazic. Într-adevăr, avem astfel de tineri care sunt școlarizați în străinătate, vin cu o gândire mai liberă, mai largă. E adevărat. Imediat ce vin încoace, mulți dintre ei se conformează, pentru că altfel nu supraviețuiesc în acest stat birocratic. Dar, din păcate, majoritatea este ceea pe care o avem. Nu toți sunt școlarizați în Europa. Și eu foarte des întâlnesc cu oameni de aceeași vârstă ca și mine. Mă consider destul de tânără. Și văd cât dezombat suntem și noi, generația aceasta tânără, care nu prea își aduce aminte de timpurile sovietice. Imediat ce omul vorbește cumva altfel, o altă limbă rusă sau numește limba română, ceilalți îl critică din start. Noi suntem absolut intoleranți și tinerii care trăiesc acum în această țară. Noi avem tineri care sunt educați în niște licee. Unii în liceele în care li se spune că cea mai mare capitală în lume este Moscova, alții unde li se spune că cea mai mare capitală din această lume este Bucureștiul. Înțelegeți? Și acești tineri
cresc, ies din aceste școli și atunci când se întâlnesc în stradă, nu prea se înțeleg între ei. Dar există o motivație, Natalia. Trebuie să nu uităm de acea sovietizare a conștiinței noastre de ani de zile. Și noi, oricum, suntem produsul. Generația puțină a mea, suntem produs societății sovietice. Noi vrem, nu vrem, influențăm copiii noștri. Și ceea ce avem noi astăzi, mai puțin societatea într-adevăr a noastră, toți vorbesc, moldovenii sunt, este un popor tolerant, nu este adevărat. Noi nu suntem toleranți. Noi suntem la paragraful toleranță, cred că ar spune nota 2 moldovenilor. Altceva, că noi la paragraful cultură, aceasta eu recunosc, anume din considerentul că avem puțină cultură, noi nu protestăm câteodată acolo unde trebuie să protestăm și din contra, nu acceptăm ceea ce de mult alte civilizații au acceptat. Știți, dar generația mea, care nu este produsul Uniunii Sovietice, da, imediat ce intră pe Facebook, atunci când vede că, nu de doamne, Mihai Ghimpu s-a apropiat de Vladimir Voronin, imediat scrie, doamne ferește, cum un liberal și-a permis să se apropie de un comunist, cu toate că liberalii ar trebui să fie liberali adevărați, ar trebui să discute cu comuniști, de exemplu. Și, din potrivă, tinerii comuniști scriu, nu de doamne, au vorbit cu liberalii, înțelegeți? Noi, tinerii... situație sunt vinovați, în primul rând, în cazul dat, Mihai Ghimpu și Vladimir Voronin, care... la s-au timpul lor permanent au promovat, au îndoctrinat în felul ăsta tinerii. Asta s-a întâmplat. Electoratul. Da. Dar ce liberare? Abordarea domnului Grecu, deci invocând renumita povestea lui Evgenii Schwartz, deci părerea mea este că totuși societatea civilă trebuie să fie lanțelotul care ne va ajuta, va ajuta societatea moldovenească să-și scoată dragonul din cap. Dar uitați-vă, dacă ne uităm la acești indicatori, uitați-vă care este scorul pentru Republica Moldova. La procesul electoral, un scor foarte înalt, 8,75. La participarea politică, 6,11. La libertățile civice, 8, foarte înalt scor. Scorul maximal fiind 10. Da? La guvernul funcțional, 5,7. Și cultura politică 3,1. Deci, democrația moldovenească este defectuoasă pentru că noi, cetățenii, suntem așa. Noi permitem, alegem acești guvernanți, le dăm mandat, iar după ce nu ne plac cum guvernează, efectuăm sondaje de opinie și vedem că noi cetățenii i-am votat pe aceiași, practic. Pentru că așa suntem noi. Explicația este că, într-adevăr, cultura noastră politică este una patriarhală sau parohială. De ce parohială? Fiindcă baza culturii noastre, noi suntem o civilizație rurală și baza culturii noastre este creștinismul. Părintele, biserica, de acolo. Dacă vorbești cu oamenii în vârstă, vezi că ei, de fapt, trăiesc o viață intensă, mergând la biserică, iar ceea ce aud acolo, ceea ce discută, pentru ei este foarte apropiat de inimă. De aceea, când dumneavoastră, generația tânără, veniți și puneți în prim plan sau încercați să dezbateți problemele legate de drepturile minorităților sexuale. Eu înțeleg pe oamenii noștri, pentru că așa este cultura noastră. Și pentru oamenii care trăiesc la țară, comportamentul, da, este... Aveți dreptate, domnule Boțan. Ceea ce am vrut să spun eu este faptul că și tinerii noștri sunt foarte intoleranți față de ideile care nu ne plac. Noi nu admitem că cineva să gândească un pic altă. 13 decembrie 2009, când o organizație ortodoxă religioasă a comis actul de vandalism față de menora evreiască. Cei care citesc Biblia nu pot să înțeleagă cum pot creștinii să aibă o astfel de atitudine față de un simbol pe care Dumnezeu, prin vorbire directă, i-a comandat lui Moise să o producă din o bucată de aur, dintr-o bucată de aur, lucru făcut cu ciocanul, așa mai departe. Cum pot creștinii
să ia și să profaneze un astfel de simbol. Dar nu e vorba de toți creștinii, stați. Stați, eu vă spun, ce... E vorba de un da. Deci, dar ei ne reprezintă. Ei, nu, dar de ce ne reprezintă? În mare măsură. Reprezintă, mare. Deci asta este cultura noastră și atâta timp cât cei din instituțiile, hai să zicem, societății civile, mass media, nu vor încerca cu multă răbdare, dar și cu insistență, de o manieră și delicată să discute toate aceste probleme, noi vom avea în societatea noastră o democrație defectuoasă. Noi vom... Și de ce a scăzut de la 5 la 3 în perioada guvernării Alianței pentru Integrare Europeană indicatorul culturii politice? Știți de ce? Pentru că toată lumea a văzut nivelul culturii politice în ziua de 7 aprilie. Deci vandalizarea clădirilor statului și modalitatea în care s-au comportat, inclusiv... Dar știți ce demonstrează adevăratul nivel al culturii politice în Republica Moldova? Faptul că nici comuniști, nici alianță care a venit la guvernare n-a spus până în ziua de astăzi cine a organizat... Corect. De aceea, cu un astfel nivel de cultură politică, de 3 puncte, cu o Constituție liberală, democratică, foarte bună din punctul meu de vedere, noi avem democrație imitativă și defectuoasă. Ea nu poate să nu fie defectuoasă când cultura politică este de doar 3 puncte, iar scorul procesului electoral este de aproximativ 9 puncte. Dacă îmi permite să intervin pentru un moment, domnul Busan, noastră spuneți că acest indicator din 2009 s-a reflectat acum în 2011 în legătură cu 7 aprilie, cam nu are suport probătură, deoarece aceasta putea să reflecte în 2010 și nu în 2011. Una la mână. Doi la mână, de ce noi cultura este politică, este joasă din cauza că sistemul electoral în care noi ne-am pomenit Republica Moldova face ca cetățeanul să fie indiferent de ce care ne conduc pe noi. În Republica Moldova avem mandat reprezentativ, ceea ce înseamnă că după ce noi am votat deputatul în Parlament, el reprezintă poporul, întreaga națiune, ce nu reprezintă circumscripția electorală de unde a votat, fiindcă noi nu avem circumscripții electorale, una la mână. Și în așa situație, mandatul reprezentativ face ca acest deputat mai mult să fie devotat partidului, șeful partidului și uite de popor, adică de corpul electoral. Dacă noi vom porni de la premiza de unde apare această atitudine, știți așa, batjocuri față de politicul în Republica Moldova, noi trebuie să pornim de la mandatul reprezentativ. Adică să ne gândim cumva ca deputatul care este reprezentantul poporului să fie alături de popor și nu alături de partidul politic. Eu am o întrebare față de dumneavoastră. Dacă mâine se schimbă sistemul electoral de Republica Moldova. Pentru asta nu trebuie să umble la Constituție. Ce se schimbă? Mandatul reprezentativ? Domnul Boțan. Se schimbă? Nu se schimbă. Domnul Boțan, dacă noi în Constituția Republicii Moldova am admis două teorii diametral opuse în articolul 2, care spune că suveranitatea națională, un moment, aparține poporului Republicii Moldova. În dreptul constituțional există teoria națională sau suveranitatea națională și suveranitatea poporului, care se bat cap în cap. Și dumneavoastră spuneți că de acum Constituția noastră, credeți-mă, se bat cap în cap. Mai departe, vă spune cu atâtea expertize. Domnul Boțan, orice Constituție este viabilă și trebuie readusă la situația reală de Republica Moldova. Eu foarte simplu. Dacă nu are nimic sistemul electoral cu reprezentarea. Un care moment. Reprezentă... Are legătură de... Dumneavoastră vorbiți de mandatul reprezentativ și mandatul imperativ. Dar care este opoziția? Din cauza că în Constituție e scris că orice mandat imperativ este nu. Și dacă noi vom modifica această prevedere constituțională, s-ar putea să modificăm ulterior teoria mandatului reprezentativ. Deoarece odată ce deputatul știe că 4 ani de zile... Consiliul Europei recomandă la toate țările în tranziție să aibă mandat reprezentativ. Domnul Boțan, ceea ce recomandă Consiliul Europei de multe ori uită de obiceiurile și stereotipurile Republicii Moldova. Și dacă noi vom merge sub acest aspect, ceea ce spune Consiliul Europei, fără să ia în considerație aspectul Republicii Moldova, nu vom ajunge la zero referitor
referitor la cultura juridică, nu în progres, dar în regres. Da. De ce noi trebuie să pornim de la fundament ca ulterior să mișcăm lucrurile cu continuare? Și vreau să termin cu un gând, referitor la tineret. Uitați-vă că spune că după ce Alianța a venit la putere, s-au schimbat unele reguli de joc în cadrul guvernării. Și avem o guvernare defectuoasă. La fel spune această revistă. Deoarece indicatorul este 10, noi aspectul de guvernare este 5. Întrebarea se spune, din ce cauză? Fiindcă partidele politice au promovat în funcții cheie persoane nu competente în baza principiului meritocrației, dar în baza doctrinei, meritul față de partid și față de șef. Și dacă noi vom schimba acest lucru, sunt sigur că vom avea o democrație sau o guvernare mult mai viabilă. Și încă o idee, referitor la partitocrație, acesta este un aspect nu al democrației, dar un aspect al statelor nedemocratice, adică când partidele politice își promovează în funcții persoane din partid, adică docilii partidului și nici de cum în baza principiului meritocrației. Dacă noi vom schimba și acest lucru în cadrul administrării, s-ar putea ulterior să avem o mai bună funcționare a Guvernului Republicii Moldova. Dar cum putem schimba acest lucru dacă trăim într-o țară de cumătrism? Domnule Cărnaș, aici e problema scăpăm de toți cumetrii noștri. Vlad Filat a făcut școală în România, nu a făcut Republica Moldova. Noi spuneți că noi ne vom închina cei care vor face școli în exterior. Dorin Chirtoacă a făcut școală la București, adică unul prim-ministru, altul primar general, care a făcut de acum școală în exterior. De aici trebuie să ajungem la concluzia că e venit cu noi. Bine, dar Vlad Filat sau Dorin Chirtoacă, domnule Cărnaș, sunt gata să-și pună vreun cumetru la dubă atunci când va fi prins acesta cu mită? Haideți să-i testăm. Propun, domnule Ștepaniuc. Eu am vrut să vă spun că, de fapt, propunerea domnului Cărnaț este una rezonabilă. Prin schimbările acestea au trecut și alte țări. Noi trebuie să înțelegem că noi trebuie să ne găsim formula noastră cea mai bună. Politicienii ar trebui să se instruiască. La școală, domn profesor știe foarte bine că atunci când unui profesor nu îi se reușește o lecție să o facă creativ, așa cum el nu știe ce ar visa, atunci el lucrează după modele. Adică învață la colegii lui cei mai buni. Același lucru trebuie să facă politicienii noștri, să-i instruiască de pe modelele care sunt în străinătate. Fiindcă să are în vedere și cultura politică joasă, cum ați spus și dumneavoastră, și economia noastră care 20 de ani e la pământ, și pregătirea populației, și sistemul de învățământ. Observați un lucru, e că noi am vorbit aici și de cultura politică, și de tradiție, și de societatea noastră patriarhală. Când o să știți în campaniile electorale, programele partidului, domnul Bățan le știe cel mai bine. Dumneavoastră o să vedeți că, de fapt, niciun program, niciun partid politic nu propune să înceapă cu cultura, cu educația. Toți încep, da, să facem în economie, în agricultură și așa mai departe. Trebuie făcut, e clar că în economie și în agricultură. Dar mentalitatea și pregătirea, deci acela ce numim noi politicienii de mâine, deci ei se fac în primul rând în domeniul culturii și în domeniul educației. De acolo. Și vreau să subliniez că Scandinavia, de fapt, care noi le udăm, Germania, pe care noi le udăm, francezii după al doilea război mondial, au făcut modernizarea, în primul rând, a sistemului educațional. Domnule Ștepaniuc, dar aici revenim la aceeași problemă. Aceste schimbări în cultură, în educație, nu dau un rezultat imediat. Dar politicienii noștri se gândesc la următoarele alegeri și dacă vor majora acum pensiile, acum salariile, asta le va permite să-și ridice ratingul politic. Dar cultura, educația nu prea noi doar ce facem? Noi pe de o parte încercăm să-i criticăm, dar pe deodată, de altă parte înțelegem că noi ca popor îi merităm. Pentru că orice popor își merită guvernanță. Probabil că de atâta, că i-am ales așa cum i-am ales, că nu ne-am descurcat. Domnul Cărnaș are dreptate, că cel puțin deputatul ales de pe, în zona raionului Orhei sau Ialoveni va fi cunoscut. Astăzi e cunoscut liderul de partid. Unul din lista cei de 100 sau 2, 3, 4 sunt cunoscuți. Dar atunci din lista partidului respectiv o să trebuia să-i cunoască pe toți, chiar și pe cei care nu o să-i aleagă. O să zic că ia că i-am văzut aceștia 4 din raionul nostru și îmi pare că dintre aceștia 4, aici are biografia, aici e pedagog, acela e agronom, acela e inginer, până la urmă hai să-l alegem pe inginer când pare că el e mai deștept. Cel puțin el 4 o să-i cunoască pe lui. O să cunoască liderii de partid naționali și eu vă garantez că el o să cunoască nu 2, 3, 4 politicieni. De el o spunească vă 20-30 și slava Domnului cu asta trebuie de început. Dar dacă ne pornim de la sistemul nostru educațional, de fapt, din punct de vedere teoriei, din punct de vedere de ce, a nivelului intelectual, el este unul destul de înalt. Și de asta au subliniat în specialiștii procesului de la Bologna, care când au fost în Republica Moldova în anul 2005. Dar
Ei ne-au spus că el nu este pragmatic acest sistem. Că el nu este bazat pe realitățile, necesitățile economiei voastre de piață în Republica Moldova. Acest lucru trebuia de făcut. Din păcate, aici trebuiește ca prim-ministru să înțeleagă foarte bine aceste probleme. Șef statului să înțeleagă. Președintele și inclusiv deputații în Parlament. Dacă lucrul acesta nu-l conștientizează și când ies un pedagog, ca Cârnaț, sau unul ca Stepaniuc și spune, e, dar ei țin la sistemul lor. Că ei vor să protejeze nu știu ce interes acolo. Nu se înțelege acest lucru. Lasă-l citească pe De Gaulle. Lasă-l citească pe Olof Palme, că am vorbit. Lasă-l citească pe norvegieni care au făcut. Cum țările astea au dobândit cele mai înalte rezultate în economie? De atât dacă au sprijinit sistemul de învățământ la maxim posibil. Au trimis în țările vecine și au învățat după exemplele. Au trimis specialiștii, nu i-au trimis pur și simplu schimb de studenți, cum se face la noi. Că i-am trimis 17. Dar au trimis profesori la reciclare. Cum să-l înveți economia sau deci informatica, economie chiar la noi în Moldova, că noi avem mulți economiști. Dar ce înseamnă economistul care el e alimentar singur nu se poate hrăni? Doar Kennedy când s-a adresat cât studenți odată, îl întreabă economiștii, tinerii, îl întreabă. Domn președinte, dumneavoastră n-ați făcut nimic pentru noi. Dar el spune, vouă nu vă-i rușine că voi sunteți economiști, voi trebuie să hrăniți America. Nu întrebați ce a făcut America pentru voi și ați de gând să facă. Dar ce faceți voi pentru America? Și aici aș vrea să întreb. Asta e problema aici aș vrea să întreb. Pentru a ridica nivelul democrației în Republica Moldova, ar trebui să începem de la noi înșine? Sau de la ei? Îi schimbăm din tâi și pe urmă vedem. Sau începem de la noi? Domnule Greco. Eu, de fapt, ceea ce urma să vorbesc, mi-ați luat-o înainte, domnul Spaniuc. Eu am permanent repetat și repet, investițiile cele mai mari care trebuie să făcute acum, trebuie să făcute imediat în cultură și în învățământ. Deoarece acesta este produsul care va schimba societatea, individul din societate. Nivelul de cultură, de intelect al individului din societate, ne va da un alt tip de muncitor, un alt alegător, un alt chiar și patriot și un alt cetățean al Republicii Moldova. Ori cu această clasă, îi repet încă o dată, suntem analfabet politic. Analfabetismul politic poate fi lichidat doar prin învățământ și cultură. Ori ceea ce eu cred că asta ceea ce trebuie să facem, trebuie să recunoaștem trei lucruri, Natale. Primul este că, într-adevăr, am câștigat libertatea în acești 2 ani și jumătate. Trebuie să recunoaștem aceasta. Eu motivez și permanent am să salut ce s-a întâmplat la 7 aprilie, domnul Bosan. Din considerentul că 8 ani de guvernare comunistă, de dictatură, de autoritară a lui Voronin, altfel de răspuns nu putea să nu aibă în societate. Și oricum, numiți-o cum vreți, pentru mine a fost o mică revoluție și mi-a demonstrat că avem tineri, avem demnitate națională și avem chiar viitor. Trei, într-adevăr, sunt mari conflicte în alianță, dar pentru mine important este că ei discută. Iată, cultura discuției lasă de dorit. Dar important că ei discută. Și cel mai dureros este pentru mine că, și cred că pentru întreaga societate, că ei nu pot alege acest președinte și nu pot înțelege. Ei trebuie să meargă la compromis. Iată, arta compromisului lipsește totalmente și cu desăvârșire, vorba lui Caragiale, la noi. Aceasta și democrație defectuoasă, deoarece noi am delegat deputații în Parlament să dialogueze sau să negocieze sau să facă târg acolo. Ceea ce nu fac. Ceea ce nu fac. În așa situație, noi vedem că poporul vrea ca acea greșeală care s-a făcut în 2000, s-a amblat în Constituția Republicii Moldova, cea mai mare greșeală care a făcut-o comuniști împreună cu alți aliați de atunci, cu PPCD și cu domnul Diacov, trebuie să fie revizuită această greșeală prin acordarea poporului dreptului și legea președinte. Avem foarte mult timp. Vă rog, replică foarte scurtă. E ca colegii noștri, noi suntem 4 aici. Noi nu am atacat, eu personal nu am atacat nici Partidul Liberal, nici Partidul Democrat și așa mai departe. Dumneavoastră ați atacat comuniștii de 7 ori. Dumneavoastră vorbiți despre dialog. Care dialog? Dumneavoastră nu înțelegeți că ei reprezintă astăzi 40% de populație. Haideți să încercăm să ne vedem și greșelile noastre. Nu se poate de vorbit despre 8 ani de dictatură. Nu se poate de vorbit. În viziunea dumneavoastră au fost. Ați spus că de mai multă libertate. Sunt de acord că astăzi cel puțin putem să vorbim. Dar libertatea presupune, de fapt, nu numai dreptul la exprimare, dar și dreptul la viața economică, socială, politică. Dumneavoastră aveți, și societatea în general are mai multe drepturi politice, economice, mă scuzați acum, ea, decât perioada 2004-2005. Din păcate, nu mai este adevărat. Pentru încheiere. Este adevărat, domnul Spaniuc. Cât am stat cu microfonul în piață, în planul COSAC, peste a doua zi,
SIS-ul a cerut în plen, în față, și dumneavoastră ați în Parlament, arestarea mea și a lui Andrei Vasile. Dar nu vă arestat nimeni. Un teatru. Nu, înseamnă că era totuși democrație. Acum eu mă simt liber și jumătate simt liber. Și organizația neguvernamentală trebuie să fie câine de pază, trebuie să crici de fiecare dată, dar nu trebuie să îi cânte fanfare guvernanților. Am înțeles. Gata, nu mai avem timp. Deci, domnule Ștepaniuc, ce facem? Începem cu noi sau începem cu ei? Ce facem? Eu consider că lucrul acesta trebuie făcut paralel. Deci noi nu avem timp să ne instruim pe noi 30 de ani, noi trebuie să avem timp să alegem și totodată să ne instruim foarte bine, să ne conștientizăm. Am făcut sau nu am făcut corect? Suntem noi autocritici? Putem noi să găsim compromisul, dialogul? Noi putem să ne criticăm, dar eu știu, avem în față, cel puțin aici, 4 profesioniști. Aici e un bun ziarist, dumnealui e un bun actor, dumnealui e un bun jurist și de la asta trebuie să pornim, că avem profesioniști. Adică este o elită intelectuală. Domnul Dacă este o elită intelectuală, să avem și o elită politică bună. Domnule Praproșicoro, cu foarte succes. De la ei sau de la noi? Trebuie și de la ei și de la noi, dar exercițiul democratic într-o democrație veritabilă are loc practică în fiecare zi. Cei care nu se descurcă, nu pot guverna, trebuie demiși, trebuie aleși alții mai buni. Nu mai trebuie să votați, este evident. Domnule Crănaț? Eu sunt de părerea că dacă noi vom trece prin modificarea Constituției acele articole care sunt defectuoase, noi vom repara democrația defectuoasă în Republica Moldova. Domnul Greco, foarte succint. Eu cred că gheața deja se topește. Democrația va fi. Domnule Bățan? Eu consider că efortul personal trebuie să primeze. Ieri i-am trimis pe parlamentarii noștri la prășit. Cred că astăzi trebuie să-i trimitem la teatru. Poate își vor ridica nivelul de cultură. Și aceasta va schimba situația în această țară. Să aveți o seară frumoasă. Ne revedem mâine la aceeași oră 21:30. Vă mulțumesc foarte mult!